Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Obiectiv România. Sunt Claudia Paraschivescu și vă mulțumesc că ați rămas în continuare alături de programele televiziunii noastre. Vă reamintesc ca de obicei că puteți să ne urmăriți și online pe pagina de Facebook a televiziunii. Acolo puteți lăsa și întrebări invitațiilor mei din această seară. Pentru întrebări aveți și numărul de telefon afișat pe micul ecran. Pe WhatsApp ne puteți trimite mesaje, telefonul nu este pentru a apela și a intra în direct, emisiunea nu are caracter interactiv, probabil că pe viitor, așa cum v-am mai spus, o să încercăm măcar o dată așa pe săptămână să intrăm în direct și cu dumneavoastră. Este marți și n-a mai venit cei drept de câteva săptămâni alături de mine domnul Emilian Frâncu, analist politic, să facem o analiză socioculturală a zilelor recente, a săptămânii, dar este prezent în această seară. Îi mulțumesc că a răspuns invitației mele. Bună seara, domnule Frâncu, bine ați venit! Să rămână și bine am găsit pe telespectatorii postului de televiziune VTV. Pentru că lumea vă știe ca politician, dar sunteți și un iubitor de cultură și ați scris și lucrați chiar la ora actuală la o carte, un volum interesant despre care o să ne povestiți în timpul emisiunii. Și așa cum am obișnuit, începem discuția noastră din această seară cu evenimente culturale la care ați participat și considerăm noi că ar trebui să le cunoască și telespectatorii noștri, importanța lor. Da, chiar astăzi de dimineață, la ora 11, am participat la o întâlnire de suflet a oamenilor de cultură vâlceni cu memoria a doi oameni deosebiți care au reprezentat Vâlcea cu cinste, respectiv de Dumitru Drăghicescu, unul dintre marii filozofi ai culturii recunoscut la nivel european, și Ion Soare, regretatul Ion Soare, care astăzi ar fi împlinit un număr de ani și a fost intitulat Doi oameni de seamă ai Vâlcii, acest simpozion, această întâlnire, care s-a desfășurat la Arhivele Naționale, la Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale. A fost o întâlnire frumoasă, două expuneri, zic eu, de referință, una avându-l ca element central pe Dumitru Drăghicescu și neocreștinismul, una dintre doctrinele sale lansate pe plan european și unde apără valorile creștine, dar și ale României, și o evocare a figurii lui Ion Soare. Ion Soare, fiind un om de cultură multilaterală, n-a putut încă să fie, să zicem, definit așa pe un segment. A fost și arhivist, cercetător, editor de documente, lingvist, istoric al culturii. Chiar în prezentare așa este, să zicem, alcătuit portretul său. Domnul Gheorghe Deaconu a ținut să adauge, pe lângă aceste elemente de simbolistică, de amintiri comune pe care cu toții le-am trăit și ne-am bucurat să din nou să evocăm figura, să lanseze și un proiect, un proiect cultural, și anume să încercăm să realizăm un lucru, și anume o nouă ediție a acestei Enciclopedii a Județului Vâlcea, care, iată, volumul 3 e încă la tipar, încă nu s-a terminat elaborarea ei, dar a pus cumva, acum având și o experiență, pentru că a coordonat acest al treilea volum, având o experiență bogată în problematicile apărute în această, să zicem, ținere în frâu a peste 40 de autori, care fiecare au adus contribuția la terminarea volumului 3, a venit cu această propunere să pună niște jaloane, niște ținte, cu termene și tot ce trebuie, legate de o nouă ediție a enciclopediei. Înțelegem, îmbunătățită. Da, evident, este un proiect ambițios, e un proiect care, probabil, a și spus, peste 10 ani se va
finaliza, dar dacă noi suntem de acum pregătiți, ne va fi mult, mult mai ușor. Adică nu vor trece 10 ani și poate 2-3 personalități puternice așa, care își pun sufletul la bătaie, să zicem, poate să sufere. Pentru că se știe că regretatul Ion Soare poate s-a urcat la ceruri și pentru că prea mult a pus suflet în această lucrare și a obosit la un moment dat și probabil inima n-a mai rezistat. Va fi cineva nou în echipa acestei noi ediții? Sau? Nu, deocamdată doar s-a lansat proiectul și acum fiecare își regăsește. S-au stabilit, repet, țintele, tot ce trebuie și acum fiecare își va regăsi zona unde ar putea să contribuie cu ceva. Important este că acum, peste maximum, zic eu, 10 zile, o să apară în Râmnic primele 100-150 de exemplare din enciclopedie și lansarea va fi fixată probabil între un 15-25 noiembrie. E o veste foarte bună, pentru că am așteptat-o de mai bine de 10 ani. Ei, acum, vreau cu ocazia asta să spun că, de exemplu, astfel de întâlniri nu sunt doar niște întâlniri între cercetători, istorici, oameni care fac parte poate din elita culturală a județului, ci sunt și momente în care se află lucruri noi, interesante. De exemplu, poate că mulți știu, dar eu nu știam și pentru că tot suntem așa la o discuție liberă, aș vrea să vă spun ce am aflat eu astăzi și nu știam, de exemplu. Știam de Dumitru Drăghicescu, de gândurile sale, de elemente din filozofia sa, evident că nu poți să cuprinzi opera cuiva în câteva lecturi pe care le-ai făcut despre personalitatea sa, despre gândurile sale, dar am aflat ceva ce nu știam, și anume că după ce prin, să zicem așa, perioada de al doilea război mondial s-a făcut o cercetare istorică convocată de savanți europeni legat de Katyn. Dacă îți aduci aminte, Katyn a fost o zonă în care s-au găsit îngropați aproape 2000 de oameni, fusese floarea ofițerimii poloneze și la care rușii spuneau că, domne, ăștia au fost împușcați de fasciști. Ei, și s-a demonstrat așa, ușor de tot, că de fapt era Stalin cel care omorâse 2000 de oameni, repet, tineri și toți intelectuali, ofițerii de frunte ai armatei poloneze. Pe la spate, toți împușcați așa urât de tot, cum s-ar spune, aliniați și împușcați. Ei, acest masacru de la Katyn, care e o pată extrem de neagră în istoria Europei și o suferință mare pentru poporul polonez, Dumitru Drăghicescu a fost în acea comisie care a spus, nu domne, Stalin e cel care. Și a fost, și s-a întâmplat un lucru pe care eu nu știam. Și anume că în 1946, el s-a spus că s-a sinucis. Deci a căzut de la etaj la baza blocului și cu asta am rămas. E, am aflat astăzi că de fapt el a fost găsit acolo în pijama și cu plapuma în jurul lui și întreb eu, poate dacă un om să se sinucidă între ghilele sau a fost sinucis cu plapuma, adică cine vrea dacă să... Arunci, dar... Și el era un foarte bun creștin. Deci creștinii nu au ca și țintă sau variantă de a fugi din viață. Era un om totuși puternic care a scris multe lucruri. E, așa am aflat, deci, de fapt, cam cum a murit Dumitru Drăghicescu, cu care noi ar trebui să ne mândrim mult mai mult și să facă, să zicem așa, un fel de recuperare a memoriei, o stradă să-i poarte numele, un bust în centrul orașului, pentru că, în fond, el a reprezentat România și lumea dincolo l-a valorificat. A zis, domnule, unul cei mai mari filozofi ai culturii, e în România, pentru că a fost perioada aia când a fost considerat fascist. Că vezi, doamne, l-a acuzat pe tăticul Stalin că el a comandat uciderea polonezilor. În istorie nu s-a mai pomenit de el de vreo 40-50 de ani, adică timp de 40-50 de ani, și evident că apare uitarea. Deci astăzi a fost o zi interesantă și din acest punct de vedere. Și mai dau o veste bună, am încheiat, deci repet, am încheiat de scris Muireasca trepte spre cer, sunt în faza în care doar așez
pozele, imaginile de la familiile intervievate, de la locurile deosebite pe care le-am vizitat acolo, în carte. Și probabil că am zic eu într-o săptămână, așa, totdeauna eu sunt optimist, într-o săptămână cam o să dau bun de tipar. Uh-huh. Și atunci mai durează vreo 10 zile, 15 zile, cât așa sunt necesare și vom avea și această carte la îndemână. Eu zic că e o carte care o să placă, pentru cum, că nu este doar... Cum vom descoperi locul? O să anunț, evident, da? La Biblioteca Județeană vor fi două lansări. Cum vom descoperi Muiereasca în paginile... Iată, cartea are două părți. Aceasta, deci Muiereasca trepte spre cer. Și are două părți. E o fel de monografie modernă, eu am numit-o monografia mileniului 3, pentru că pe lângă faptul că a fost realizate poze, au fost realizate cu drona, deci tehnologia mileniului 3, pentru biblioteci online mileniul 3, pentru oamenii mileniului 3, că noi o citim, așa, și are ceva original. Nu mai are la început sau ea să fie de la cap la coadă o succesiune de informații. Omul când deschide cartea la început și dă de vegetație, faună, tot felul de minuni, soluri, vânt, etc., care caracterizează acea zonă, se cam plictisește. Și atunci m-am gândit, măi, cum să fac eu ca să fie altceva? Și am folosit o metodă jurnalistică. Am pus la început 28 de interviuri cu oamenii de forță ai locului și oamenii care vor citi cartea atunci vor vedea lucruri foarte multe și noi și interesante și cu poze și cu tot ce trebuie într-un capitol intitulat Dialoguri în oglindă, așa, și al doilea capitol mare, partea a doua, este Lada de Zestre. Adică acolo se tot adună în timp date, informații și acolo este lucrarea mea unde de 6 ani tot adun informații și acum totul este gata. O să, eu vreau să fac și o surpriză, nu voi devoala mai multe. Dar mi-am dat seama că nu vreți să ne spuneți dar, mai multe. Eu zic că o să le placă oamenilor, pentru că acolo o să vadă cum plutește în primul rând duhul Frăsineiului peste tot. Vor vedea că multe elemente din istoria locului sunt impregnate de un imobil în stil brâncovenesc despre care noi nu prea știm așa multe, dar e clădirea emblematică a centrului civic din Muiereasca. Primăria Muiereasca e într-un bloc tip socialist din acesta cumpărat de la cooperație, unde înainte se făceau croitorie, etc. Da. Cum erau cooperații, cum e și în centru, Sârguința și toate celelalte. Ăla este un imobil, încă o dată, cu o deschidere foarte frumoasă, ferestre mari, porți monumentale înăuntru, teracote din acelea vechi, extraordinare. Și o să se regăsească și spiritul familiei Seltea, care a făcut multe pentru zona respectivă. Noi știm că avem pepiniera de la Bujoreni, a fost a familiei Seltea, dar atenție, nu noi am făcut o pepinieră științifică. În 1930, Seltea, Gheorghe Seltea, a obținut premiul întâi în Europa pentru studiu și pentru cercetările științifice pe care le făcea acolo cu soiul. Pomicolă? Exact. Și da, nu știu câtă lume știe lucrurile astea. O să le afle. Fi descoperite o să citind Muiereasca drepte spre cer, pe care o vom vedea... Am stat de vorbă și cu Părintele Stareț, am stat și eu acolo în genunchi și am primit binecuvântarea alături de toți pelerinii și parcă, Doamne, a zis, bă, tu ai fost doar de vreo 2-3 ori pe la Frăsinei în ultimul timp, ia mergi tu mai des. Și am tot căutat, de exemplu, să fotografiez acel document prin care Alexandru Ion Cuza a scutit de la secularizarea averilor mănăstirești Frăsinei. A fost singura mănăstire din țară scutită. Era Sfântul Calinic, pe vremea episcop de Râmnic, și a fost impresionat până la urmă de cultura lui, de valoarea umană, și a scutit Frăsineiul de la secularizare, Alexandru Ion Cuza, printr-o scrisoare de așa. Voiam să o filmez. De câte ori mergeam după primele 3 drumuri unde am filmat general toate veștile așa, am zis, hai totuși să o filmăm și pe azi, avem actul. De câte ori mergeam, părintele duhovnic care se ocupa de deschiderea ca Sfântul Petru, cheile raiului, așa,
nu le avea cheile, erau date, erau așa. Până la urmă, abia a șaptea oară am reușit să ajung acolo la muzeul din casa Sfântului Calinic și să mă bucur și eu de a vedea lucruri deosebite. Și acolo, așa cum știi numele trandafirului, Umberto Eco a descris extraordinar de frumos sentimentele pe care un ucenic le simte când intră într-o bibliotecă mare, așa am simțit și eu când am intrat în biblioteca Mănăstirii Frăsinei. Deci o să descopere cititorul, multe lucruri de la documente, iată, unice, până la informații interesante și inedite despre zona aceasta de lângă noi aici aproape. Muiereasca trepte spre cer. Probabil că în cel mult o lună va fi la dispoziția cititorului, domnul Frâncu. Exact. Voi anunța. Veți anunța. Va fi și o lansare, nu? Da, da, evident. Vor fi două lansări. Una aici, la Biblioteca Județeană, și una acolo, pentru la oamenii locului. Uh-huh. Pentru că, practic, Muiereasca eu am prezentat-o cu oamenii locului. E interesant, zic eu, această formă nouă de abordare. Nu numai ochii mei din arhive. Da, cam astea ar fi evenimentele culturale. Da, pe care am zis eu că e important, că sunt mult prea multe politice și sunt multe politice de le discutat. Abordăm așa și noi. Vreau să discutăm, apropo de politică, despre congresul ALDE. Telespectatorii noștri vă știu ultima apartenență politică, ați... Da, de câțiva ani am fost membru. Sunteți membru ALDE? Sunt membru ALDE, sunteți, dar membru nu sunt conducător. E prietenul meu, Ionuț Toartă, avocat, care este președintele filialei Vâlcea, dar evident că fiind ca orientare de om, că orice om are o orientare. Politică, eu corect. Sunt liberal, m-am născut liberal și așa cred că voi sfârși. N-am schimbat curentul. Am fost la început în Partidul Alianței Civice, care al lui Manolescu, pentru că acolo erau oameni tineri, erau oameni de nivelul meu, intelectual, să zicem așa, care vedeau un liberalism civic. Deci nu un liberalism sălbatic pe care l-au văzut că l-au promovat până la urmă Câțu, Orban et company, un liberalism civic, deci care să aibă și o deschidere spre problemele cetățeanului, sociale, etc. Și de aceea am rămas în această structură civică pe care am văzut-o și m-am bucurat tare mult că vineri și sâmbătă am participat la București la un congres care pe mine m-a surprins plăcut, nu mă așteptam. De ALDE de vreun an jumate nu prea nu s-a mai auzit. Mai auzit. N-a mai avut fonduri asta. Ca să-și plătească prezența pe buletinele de sondare a opiniei publice și dacă nu plătești pe sondor ca să fii acolo și tu, evident că cetățeanul simplu nu-și mai aduce el aminte de ALDE. Și atunci, normal că nemai apărând vreun an de zile în aceste rezultate, oamenii au început să întrebe, mai există ALDE? Acum pot să spun că ALDE a renăscut ca pasărea Phoenix, am fost 1000 de oameni prezenți și avem vreo 1200 de aleși locali, dar nu au putut să vină toți. Am fost la Chiajna, deci în sala sporturilor de acolo, o sală frumoasă, modernă, prima oară când merg, așa. Dar ce m-a impresionat este faptul că acum, la conducerea lui ALDE, a fost ales un triumvirat. Ceva nou pentru politica românească modernă. Au mai fost partide conduse, deci Acțiunea Populară, Uniunea Forțelor de Dreapta, conduse, tot Vosganian a fost acolo cu... încă un om de cultură care a fost și ministrul culturii la un moment dat, au fost liderii acelor forțe de dreapta, acum un triumvirat. Un triumvirat care e la vârful unui singur partid, unui atunci singur era vorba partide. Despre o, exact. Da, o alianță exact. De forțe nu era politice. Tot partid, dar tot da, așa, da. Din două persoane, acum sunt trei. Deci triumvirat și atenție, că asta mie mi-a plăcut. Avem unul dintre ei, primarul din Chiajna, primarul cu cele mai multe fonduri accesate pe fonduri europene și dezvoltată comuna. Primarul din România cu cele mai multe fonduri? Da, Mircea Mina, așa îl cheamă. După aceea, un om de afaceri potent, cel mai puternic investitor în turism, îl cheamă Murad Mohamad, da. Este patronul lanțului de hoteluri
Fenicia, da, Fenicia, și omul apare pe la televiziune, da, ca reprezentant al oamenilor de afaceri, pentru că chiar se preocupă și i-am simțit regretul că în România, de exemplu, sunt promovate multinaționalele și firmele românești nu sunt deloc înțelese, nu neapărat favorizate, dar să fie puse pe picior de egalitate în accesarea unor proiecte, fonduri, etc. Ei, și bucuria mea că mi l-am revăzut pe prietenul meu din copilăria politicii, deci din anul 2001, pe Varujan Vozganian. M-am îmbrățișat, am povestit, ne-am fotografiat, dar în discursul lui am simțit din nou acel fior care mă cuprindea când îl auzeam, de exemplu, pe Crin Antonescu. Deci un discurs magistral, un discurs în care a încercat să transmită un, să zicem așa, mesaj naționalist, dar pentru intelectuali. Deci de apărarea valorilor românești, dar pentru intelectuali, nu de tipul acesta primitiv de gen Aur. Și îți dau numai un exemplu ca să vezi puțin diferența. Să se facă, da, o diferență între ce... Deci, spune așa, i-am și notat, spune așa, România nu are o voce în concernul european. Nu mai avem de mult o voce. Noi suntem doar un ecou. Și a dat următorul exemplu. Spune Franța sau Germania sau cineva din UE, noi vrem să... Românii imediat sar și spun... Și noi vrem să. Deci nu avem niciun proiect n-avem al noi nostru. O inițiativă n-avem noastră. Și noi ceva cu care noi să ne remarcăm în Uniunea Europeană ca propriul nostru proiect. Deci noi tot timpul luăm și executăm orbește. După aia, doar două, trei idei mai transmit ca să se vadă de ce, să zicem, la un moment dat... și mai spun un lucru. Lui Varujan chiar îi place să apară la televiziune. Un partid care nu are un lider care să apară des la televiziune și să transmită mesaje, e un partid mort. E, acum avem finanțe de la Murad, avem organizare de la acest Mircea Mina și avem în sfârșit liderul carismatic care transmite mesaje pe Varujan Vozganian. Și eu zic că în acest triumvirat practic e un fel de lider de partid care are toate aceste trei calități. Dau un exemplu. Spune așa: domnule, Cioran a zis, România trebuie iubită, mai ales când este greu, îi este greu. Și acum nouă ne este greu. Și acum ar trebui să ne arătăm iubirea. Sau, faptul că toți cei din sală care erau prezenți acolo, au spus, dragii mei, sunteți toți copreședinții acestui partid. Care a și spus, dacă vă întreabă cineva, mai există ALDE? Da, ALDE există și noi suntem copreședinți. Adică fiecare membru să facă ceea ce ar face un... lider de partid. Și a spus așa că, domne, noi o viață întreagă, adică în ultimii 200 de ani, noi am tot fost monitorizați. Deci de la războiul Crimeii, în toate momentele dezvoltării noastre și economice și politice, am fost monitorizați, adică noi am fost verificați dacă îndeplinim niște condiții, de către marile puteri am fost monitorizați. Ei, a zis, domnule, hai să ieșim odată din această stare de monitorizare, să ne facem propria noastră strategie economică, strategie politică, strategie socială și culturală. A zis, domnule, nu se poate, noi am fost primii în petrol, în toate ăștia. Să zicem că acum nu mai putem să fim așa ceva, dar putem să valorificăm mult mai bine un lucru la care suntem încă în topul lumii. Cultura. Avem o cultură extraordinară, avem o resursă extraordinară totuși de valori în domeniul ăsta. Păi hai, domne, să-i sprijinim pe ăștia, să iasă în față, să poată să ne reprezinte. Păi pe mine cine mă reprezintă? De ăștia care au 7 clase primare și restul făcute pe la, nu mai spun pe unde, așa, câine-câinește? Oameni care își tot fac pe la diverse facultăți prin Statele Unite, dar ălea sunt plătite, lumea nu știe că sunt private, plătite și absolvite așa, ca să zică că sunt absolvite. Când noi am avut valori din acele europene, și un Eminescu s-a dus la Berlin, la Viena, ca să perfecționeze, să aibă o gândire mai frumoasă. Ei, încheiind ca nuanță, era o chestiune pe care eu iarăși mi-am subliniat-o și foarte interesantă. Deviza liberalilor care? De la Brătianu. Prin noi înșine, exact, am văzut că exact ai vrut să spui. Ei, ce a zis Vozganian? Zice, domne,
pentru a izbândi prin noi înșine, trebuie întâi de toate să fim noi înșine. Foarte interesant. Adică fii tu puternic, fii tu om de valoare, fii tu om care să alergi, să faci bine în jurul tău și abia atunci poți să spui că prin noi înșine. Ei, și a fost o moțiune acolo care s-a numit Libertate, Democrație, Prosperitate, cu multe idei interesante. Una singură o să o prezint ca să nu îi plictisim pe telespectatori, pentru că ei o să-l vadă pe Vosganian direct, deci nu neapărat pe cineva care transmite doar câteva idei selecționate așa. E programul Mari Infrastructuri, pentru că nu poți să faci ceva dacă n-ai un program de țară. Și în acest program al Marii Infrastructuri pe care îl propune Varujan ca, să zicem, unul din proiectele de țară ale partidului al UALDE, pe lângă această dezvoltare a rețelei de autostrăzi, căi ferate, aeroportul să facă și transformarea Dunării într-o autostradă fluvială, extinderea rețelei naționale de irigații. E, dar asta n-ar fi nimic, că doar sunt niște vorbe frumoase, într-adevăr, scrise frumos. Dar trebuie să ne adunăm cu toții, toate partidele, obligatoriu, și să semnăm o foaie de parcurs cu ținte și cu responsabili clari. Și oricine vine la guvernare, orice nuanțări de schimbări de structuri politice la conducerea României, trebuie să respecte, prin angajamentul acela pe care și l-ar lua liderii, că vor respecta foaia de parcurs prin care România să-și realizeze structura aceasta de mare infrastructură. Pentru că atunci și cei din afară vor veni mult mai ușor la noi să investească, pentru că vor avea sentimentul că vin într-o țară care va crește, nu într-o țară prăpădită care rămâne în nașul, zice, și ia, ajutați-mă și pe mine. Cineva întreabă, domnule Frâncu, și dacă... Întreabă un telespectator pe listele cărui partid veți candida la alegerile locale. Eu vă întreb, veți candida la alegerile locale? Nu. Evident, nu pot să spun. Sunteți membru ALDE. Nu pot să spun în momentul de față că ies din politică complet. Că mie îmi place politica, dar îmi place pentru că socializez, pentru că pot transmite niște idei. Am o experiență mare, am făcut foarte multe lucruri și eu când spun am făcut, înseamnă că chiar am făcut cel puțin 100 și nu exagerez, de proiecte punctuale pentru județul Vâlcea. Am ajutat la realizarea lor. Și culmea, la Muierească a început totul. Că de asta cineva m-a întrebat de ce Muierească. Păi, unul din motive a fost și că primul meu proiect de mare infrastructură a fost la Muierească. Și atenție! În acea clipă, când l-am văzut că premierul, până la urmă am reușit să-l conving, să vină într-o comună de aia măruntă, cum era Muierească pe vremea, uitată de Dumnezeu, fără ajutoare, fără fonduri, fără nimic. Dar cu un atos românesc, să spunem da, așa. Da, dar lângă, nu da. Direct. Ia comuna da. În sine. Când s-a văzut că, domne, premierul vine acolo și că a ajutat-o după aceea cu zeci de milioane ca să poată să facă acel drum până la Frăsinei, că atunci s-a asfaltat prima oară, eu spun că în momentul ăla am simțit că am putere. Și din acel moment, doamna Claudia, putere de a trecut convingere. Din Liga a doua la Premier League. Adică deja nu m-am mai ocupat de măruțișuri politice, deci de mici răutăți, de a răspunde eu, domnul Câlea mie, etc. Nu. M-am ocupat de marile proiecte ale județului Vâlcea, în diverse zone. Și atunci am simțit și forța de a mă duce egal cu ministru, egal cu parlamentarul care nu știu ce decidea. Deci n-am mai fost... Exact cum se întâmplă, cum a propus, n-a mai fost umil la Românie și eu pe acolo, ca să zic, să rămână nașul. Da, deci nu veți candida, deocamdată e prematur să discutăm. Nu știu sigur, dar în principiu nu fac politică. Deci pe mine nu mă veți vedea transmițând mesaje politice, decât poate în cercuri restrânse, la o cafea, la o discuție și voi încerca însă să transmit din ceea ce cunosc eu și din sugestiile pe care le-aș avea eu pentru oamenii tineri, să îi ajut să se realizeze. Da, o întrebare mai am despre ALDE și congresul ALDE și după aia trecem la următoarele subiecte, pentru că timpul trece extraordinar de repede. Nu era mai bună varianta conducerii cu un lider? Pentru că, clar, din start, probabil că dintre cei trei, preferatul este domnul Varujan Vosganian și va fi probabil și locomotiva. Da, locomotiva poate să fie, dar atenție, oricărui partid îi trebuiesc fonduri. N-ai bani,
nu există. Da. Nu există. Deci dacă n-ai bani ca să apar la televiziune, nu există. Uh-huh. Ca să apar la televiziune, plătești. Acum să între noi fie vorba. Așa. Ei, pentru că e firesc la un moment dat să sprijini o industrie, o structură care trăiește din acest lucru, din promovare. Ei, trebuie organizare și am spus, primarul de la Chiajna are vreo 100 de persoane acolo, consilieri, prieteni, oameni care se vor putea ocupa de organizare. Organizarea partidului. Bani. E posibil să vină, nu exclusiv de la domnul Murat, dar sunt eu un om potent și vrea să ajute. Și trei, avem și om care transmite mesaje. Și acum ce voiam să zic? Cineva zice, băi, e greu să se ia decizii când sunt trei. Da, păi e greu când e unul, da, păi cu trei. Păi nu, păi că dacă erau doi, era doi o problemă. Contra unu. Acum sunt doi contra unu. Deci dacă doi din acest triumvirat au o opinie, e clar. Și să spun și de ce s-a trecut la această variantă. Aldea a avut un lider. Un lider plăcut, așa, domnul Olteanu. Așa. Ei, la un moment dat ne-am pomenit cu domnul Olteanu, fără să întrebe pe nimeni, că se duce la o întâlnire la mare, la Constanța, la o școală de vară, de asta cum să fac ele, la PMP. Și ne-am trezit că toată presa scrie că Aldea fuzionează cu PMP-ul. Era o ipoteză de lucru. Nu aruncăm ab initio, deci de la început să o aruncăm de pe masa discuțiilor, dar nu te duci fără să te consulți, nu te duci de unul singur, nu te duci tu în numele partidului. Și atunci a zis, domnule, decât să mai avem surprize din acestea neplăcute, mai bine hai să creăm o conducere colectivă de care noi să fim siguri că poate să ia niște hotărâri bune pentru țară. Iar faptul că Varujan va fi, zic eu, o dată pe săptămână, cel puțin la TV, la unul din posturile de televiziune, și cu mesajul lui solid, consistent, eu zic că va lămuri pe mulți. Va lămuri și va ajunge Aldea în Parlament, că mă gândesc că asta este țintă. Asta e obiectivul. Asta e obiectivul. Să facem pragul de 5% și făcând pragul, evident că poți ajunge și la guvernare. E firesc că, practic, cu cele 6-7% ale tale și cu procentele altui partid, că e PSD, că e PNL, că nu știu cine, dacă e cazul să faci o alianță, o faci. Dar nu fuzionezi să dispari, cum la un moment dat să pusese problema. Da. E mai ușor să fuzionezi, dar dispari. Da, ieșim un pic cu discuția din arealul românesc. S-a întâmplat recent un eveniment, o demisie în Marea Britanie. Da, da, chiar voiam să discutăm puțin despre lucrul ăsta. Cum vedeți? E vorba de Liz Truss, care a stat numai 44 de zile. N-a fost premieră de prim-ministru, a mai fost Margaret Thatcher, care a fost prim-ministru femeie, da? Cel mai scurt mandat de prim-ministru. Și am fost foarte surprins. Sincer, aici am fost surprins. Eu care cât de cât mă mai pricep așa, aici am fost surprins. De ce? Pentru că ea a venit cu un program populist, care, deși era conservatoare, partidul conservator, de nu laburiștii, conservatori. Ea a zis așa, domne, hai să ajutăm pe oameni că acum e criză economică și să scădem impozitele. Oricine din afară ar zice, bă, păi asta e extraordinar, domnule, ar trebui să o pupe toți englezii, să, pe unde o prind, să o îmbrățișeze. E, bursa s-a prăbușit, lira sterlină în 2-3 zile a scăzut cu aproape 20%, enorm așa, și au părăsit-o toți colegii din staful conservator din guvern. Și atunci, văzând că nu mai are cu cine să facă, și-a dat demisia. A zis, domne, a fost o decizie proastă. De ce? Oamenii au spus așa. Investitorii care țin până la urmă o țară, și la ei sunt investitori, la ei sunt investitori, nu sunt ăștia puși până elemente din acestea de furt, rapt, etc., să ajungă nu știu pe unde cu relațiile de contracte cu statul. Ei acolo sunt ăia care au scos banii din buzunar, așa, părinților și străbunicilor, că au familii de ăștia bogate de 200, 300, 400 au de ani. Au tradiție, exact. Exact, asta e democrație, când nu te duci în Parlament ca să câștigi bani. Ei se duc în Parlament să facă politică. Străbunicii lor au făcut bani prin muncă. Așa, și revenind. A fost, deci, o palmă pe care a primit-o, pentru că în momentul acela investitorii au început să-și retragă banii. A zis, domnule, în țara asta, dacă femeia asta, primul ministru, pune accent pe
populisme de ăștia ieftine, hai să mulțumesc eu masele populare să le dau 2 lei în plus la, sau să le scad 2 lei din impozite, atunci, dacă asta e prima ei măsură și cea mai importantă, nu putem avea încredere în ea, că face oricând o chestiune prin care ne confiscă averile sau investițiile sau ăștia. Și atunci s-au trezit. Și acum, în locul ei, da, a venit un tânăr care, eu zic că va avea un parcurs frumos, e Rishi Sunak, îl cheamă. Este de origine indiană, dar este de peste 30 de ani, da, cetățean. E, și Murad, că mă așteptam să-mi pui o întrebare. În primul rând, Varujan Văzganian a spus, domne, eu sunt armean, dar iubesc România. Și de aici a fost fraza aia, că România trebuie iubită atunci când trece prin momente grele, nu de paradă. Zice, domne, eu toată viața am luptat pentru România și pentru ideile României. Așa. Ei, la fel și Murad este de 32, din 90 a venit și de atunci el a început ușor, ușor să investească în turism și a ajuns acum să aibă nu numai hoteluri, lanțuri, restaurante, tot felul de afaceri și un om potent, dar prin munca lui, deci prin ce a făcut. El n-a avut afaceri cu statul, asta e diferența. Deci nu spun că a face afaceri cu statul e rău, nu, dar asta presupune deja din start un mic semn de întrebare. Ca să faci o afacere cu statul, să zicem, așa, trebuie să câștigi simpatia cuiva. Greu câștigi de fiecare dată numai tu, numai să zicem. Tu, simpatia. Și spuneați că vedeți că e o alegere bună, o decizie bună în Marea Britanie cu... Da, e cel mai tânăr prim-ministru din ultimii 200 de ani și așa cum eu am spus că las după mine tinerii să se remarce, și peste tot i-aș sprijini pe unde mi se cere o părere, un punct de vedere, îi sprijin, dar atenție, nu pe de-aia care scriu miau ca pisica, că majoritatea clasei politice de acum avem. Așa, e formată din de-aia care scriu miau ca pisica. Da, nu este eu un nu paradox. Spun că e rău că scrii miau ca pisica. În Marea Britanie nu este un paradox, tinerețea noului prim-ministru nu va fi, eu știu, o vulnerabilitate sau un dezavantaj? Bună observație, observație de jurnalist cu experiență. E un risc, dar ți-l asumi. Trebuie să schimbi ceva. Până acum era Boris Johnson cu părul lui ăla vâlvoi, cu nu știu ce. Eu zic că e nevoie de un om așezat, un om tânăr cu energie, cu forță, și ăsta este, l-am simțit, și care a fost agreat de data aceasta de 90% de dintre conservatori. Și place. Eu simt că place. Așa cum spun că Varujan Văzganian o să placă, așa spun că și ăla va place. Mai spun o propoziție importantă și ca jurnalist o să vezi că poate îmi dai dreptate. Nu există om pe lumea asta, doamna Paraschivescu, nu există om care să nu fie din 100 de oameni înjurat de 30 cel puțin. Da. Și alți 20, să zicem, îl iubesc. Și restul sunt neutri. Dom'le, dar are 30 care îl înjură și de cele mai multe ori pe Facebook, că noi ne uităm pe Facebook, ăștia 30 sunt mai vocali. Nu trebuie să te iei după așa ceva. Important e că e și iubit și urât. Atât timp cât se vorbește de tine. Este bine. Atunci când nu există niciun fel de reacție, atunci e rău. Da, alegerile din Italia. Nu am discutat despre ele. Da, Italia... Eu trec mai repede așa. Da, să le bifăm probleme care le-ai simțit că sunt importante. E, ce vreau să spun? Faptul că Giorgia Meloni a fost inițial considerată urmașa unor partide fasciste de tip Mussolini, etc., a fost un handicap pentru ea și poate că n-ar fi câștigat puterea, deși ideile de dreapta acum, în vremul tulbur, sunt destul de bune. Patrie, național, noi, prin noi înșine, iată, și ALDE vine tot pe... Da, pe un filon din acesta național. Dar ea are partidul acesta Fratelli d'Italia, care s-a unit cu forța Italia lui Silvio Berlusconi și Liga Nordului a Matteo Salvini și așa au ajuns să aibă peste 50%. Deci acum e stabilitate. Să nu uităm că în Italia, nu știu dacă ți-aduce aminte, erai mai tinerică acum vreo 10 ani, 12 ani, dom'le, într-un an se schimbau 6-7 guverne, adică nu era stabilitate. Greu să creau majorități. Acum iată o majoritate stabilă. Și a dovedit că nu este deloc de o extremă dreaptă, cum se speriau oamenii. Din contră, continuă să sprijine Bruxelles, Ucraina, de fapt. Exact. Nu, dar asta vreau să spun.
Dacă nu s-ar fi amestecat Madame von der Leyen, așa, nu s-ar fi amestecat în treabă, cred în ciorbă. Cred că nu ar fi reușit să 26% Meloni, ziceți? Nu știu. Poate că și asta i-a adus. Pe totuși, asta spun eu, dacă nu s-ar amesteca, da, nu obținea acest rezultat. Pentru că oamenii poate votau și cu alte, multe forțe micuțe. Dar așa tot s-au zis, bă, dacă aia ne spune nouă italienilor cum să votăm, italienii nu sunt unguri, ungurii sunt micuți, au și ei glasul lor și cinste lor, că au acel punct de vedere al lor totuși, pe care și îl susțin. Așa, dar italienii sunt de la Garibaldi încoace, vârful revoltelor, de la pași 8, tot timpul au fost vârfuri în revoluții, în revolte. Și iată că ea a reușit să canalizeze acest filon popular. Să dea Dumnezeu să reușească reformele pe care le face, ca să se liniștească. Noi avem nevoie de stabilitate. De stabilitate, Uniunea Europeană, vă repede. Da. Păi după aceea, că noi vorbim acum probabil mea de război, că trecem la subiectul important, așa. Să pune întrebarea, și eu mi-l tot pun. Păi, cum de sunt atât de naivi, cred eu, că rău intenționați nu poate să fie, dar naivi liderii europeni să nu-și dea seama că din acest război nu are de câștigat nici Ucraina, nici Rusia, nici nimeni. Are de câștigat Rusia, ăsta, America, că își vinde armele, Statele Unite. Le vinde, poate, nu le donează. Păi da, ea le vinde, nu le doresc. Deci mulți văd că, domnule, încă 40 de miliarde de dolari armament dați Ucrainei. Nu! Sunt granturi. Ia tamată Ucraina, granturi, țară. Da, adică sunt împrumuturi. Deci tu, uite-te, poți să folosești suma asta pentru achiziția atâta armament. Dar mi dai înapoi în 10 ani, 15 ani, că poporul american nu poate să-și dea avuția lui, munca lui, gratuit în altă deci parte. Deci câștigă Statele Unite pe de-o și parte. Și China. Pentru că China în felul ăsta câștigă multe piețe economice. De unde Uniunea Europeană iese. Pentru că Uniunea Europeană acum e preocupată să găsească probleme la marile chestiuni cu energia, cu stabilitatea politică. Eu zic că e o mare eroare să se dea în continuare să uite, de asta a fost demis. Și a dat demisia și ministrul apărării. Vreau să vorbim și de asta, domnul Frâncu, despre demisia ministrului Vasile Dâncu și a dat demisia ieri. Pe mulți a surprins, dar deși se așteptau destul de mulți, că toată lumea îi cerea demisia. Omul a spus că e o imposibilitate în momentul acesta să mai colaboreze cu președintele. Da. Iohannis se pronunțase cumva și era foarte greu ca el, care avea o altă opinie, omul ce a spus, să sintetizez așa. Asta așa, domne, acest război nu se poate termina așa făcând. Sau punând tot încă câteva sancțiuni pentru ruși, că nu au efect. Ăștia sunt așa, cu frecție pe picior de lemn. Haideți să ajutăm Ucraina, voi Statele Unite, veniți la masa negocierilor și garantați Ucrainei o pace onorabilă, deocamdată, sau o oprire a focului onorabilă să găsim, dar veniți și implicați-vă în pace, că ăsta e rolul vostru, să obținem pacea, liniștea, nu, cum să spun eu, să tot furnizăm la arme, la arme, la arme, săraci ucrainieni mor pe acolo, acum să mai pune problema, vezi, doamne, că apare bomba murdară. Într-adevăr, exact. Și eu mă sperii de așa ceva, pentru că, doamna Paraschivescu, nu e problema aici că nu se dă cu bomba nucleară, e greu, pentru că atunci e război atomic și nu ne mai întâlnim la emisiune. Așa. Ei, dar bomba asta, între ghilimele, cum e numită, bomba murdară, are un efect pervers. Deci, o dai și pe o rază de 2-3 km în jur, iradiază tot. Adică toți blocurile, pomii, sunt încărcați cu elemente radioactive, cu izotopi radioactivi, mai bine spus. Și este un melanj, un amestec între explozibil convențional, dinamită sau alte forme de exploziv, și acești izotopi radioactivi, de la uraniu, la poloniu, la alte elemente radioactive. În momentul în care odată e forța exploziei, care e mare, și, să zicem, distruge pe o rază mică, de câteva blocuri, omoară tot și după aceea restul lasă urme. Nici nu știi că nu tu ești iradiat. Asta e rău. Și te trezești peste o lună, două, că deja copilul tău se întâmplă să aibă tumori și etc. etc. Da, și Doamne ferește. E rău. Și eu zic că Doamne ferește. Și atunci îmi doresc din tot sufletul așa să
aibă suficientă înțelepciune conducătorii și ai noștri și europeni și cei doi beligeranți și să găsească o formulă prin care măcar să se oprească focul. Vine iarna oricum și va fi foarte greu pentru toți și poporul ucrainian va suferi enorm pentru că acum rușii merg pe răzbunare. Știți că vorbeam noi la început că nu era război. Ăla nu era război când tu te duceai la școală, la grădiniță, la universități, toată viața se desfășura normal și doar acolo, la unde era linia frontului, străgeau unii în alții. Acum sunt rachete care te lovesc peste tot. Avem niște tot. Întrebări, dacă îmi permiteți. Ia să vedem. Cineva întreabă dacă dumneavoastră considerați dacă va intra România în spațiul Schengen. Merităm, dar nu pot să spun că vom intra. De ce? Noi avem trei mari probleme pe care nu le-am rezolvat. Spațiul Schengen, vizele cu Statele Unite și zona euro. Hai să zicem că zona euro nu avem condiții sau nu îndeplinim condițiile. Acele două, alte două le îndeplinim. Iar mai ales Schengenul din 2010 le-am îndeplinit. Din păcate, nu Olanda. Olanda e doar, cum să spun eu, maimuțoiul care iese în față. Sunt marile puteri care nu știu de ce nu ne doresc. Vor să ne țină în continuare în mână, monitorizați. Că asta spunea și Varujan Vosganian. Dom'le, hai să scăpăm o dată de această monitorizare. Deci nu e vorba de portul Constanța și de... Nu strict. Sau poate este ăla e pretext. S-au lansat așa, dom'le, portul Constanța. Ca să atragă atenția de la adevărata... Da. Ei, cum să spun eu, nu suntem poate doriți ca să fim în continuare colonia aceea servilă, umilă, să zicem, să rămână nașul și să fim acel debușeu pentru... cum să spun eu, tot felul de deșeuri ale Occidentului, marfă proastă, second hand-uri și toate ăștia și să fim oricând la dispoziția lor. Pentru că, am spus, noi suntem servitorul de serviciu. Nu se poate așa ceva. Ne mai întreabă cineva sau ne aduce în atenție, mulțumim frumos telespectatorului, s-au împlinit 50 de ani de la construcția hidrocentralei Ciunget, nu s-a făcut nimic. Adică s-a referit probabil telespectatorul că nu a fost marcat eveniment. Eu l-am marcat pe Facebook și am și dat la un moment dat, acum vreo 8 ani, am făcut un cetățean de onoare pe inginerul Ioan Jahinian și era unul dintre constructorii lanțului de centrale hidroelectrice, așa, un mare om de valoare, care nu mai e acum, Mihai Spori și alți constructorii acestor lucruri care pe noi, pe vâlceni, ne fac să ne mândrim. Dar așa cum a remarcat respectatorul nostru, e mare păcat că noi nu știm să ne punem în valoare adevăratele realizări, pentru că aia este cu adevărat o realizare excepțională, deosebită. Dom'le, noi am făcut într-un interval relativ scurt de timp ca tot potențialul hidroenergetic al Oltului să fie valorificat. N-au fost sute de ani, au fost 10 ani, 12 ani în care s-au făcut toate ăștia. Cu Heirup, cum vrei, cu armată, cu toți. Dar s-au făcut. Acum nu se mai face nimic. Noi suntem blocați cu două din acele microhidrocentrale pe lângă Deva, pe acolo, prin Hunedoara. Deci da, nu se poate mai... că pentru un gândac de Colorado sau nu știu ce, noi să fim mai... blocați și nu se găsește soluții. Doamna Paraschescu, nu vă puneți totuși întrebarea asta, bă, totuși această problemă e de cel puțin 3 ani ridicată și de presă și de toți. Și noi nu suntem în stare, prin ministru sau miniștrii noștri, să găsim soluție poate pentru a depăși asta. Nu trebuie să mai avem... Exact, trebuie să fim dependenți. Dependenți, adică, producție da. De anumite resurse. Mai întreabă telespectatorul, că tot am vorbit despre ALDE și politică, dacă veți avea candidat separat sau în alianță pentru primăria Râmnicului. Probabil că de aici Doamna încolo urmează Paraschivescu, abia să ne-am stabiliți. Născut. Abia ne-am născut, am renăscut, mai bine spus. Da. Nu pot eu și oricum nu sunt eu, atenție, nu sunt eu măsură. Deci președintele partidului este cel care va putea să dea răspunsuri la astfel și la București și aici, la Vâlcea. Eu doar, cum să spun eu, semnalez și îmi exprim bucuria, o provoție mai spun, îmi exprim bucuria că în sfârșit un partid politic de pe scena noastră are un lider adevărat. Doamna Paraschiv, indiferent ce, că-l iubesc pe Varujan sau nu-l iubesc, chestia cu Miru aia e o prostie, am fost în sală că s-a întâmplat. Păi a venit șefa de la comunitatea greacă și când se ducea Varujan spre tribună unde a ținut speech-ul prin care spunea că n-are nicio vină în acele răutăți ale DNA-ului, femeia i-a zis, hai să te miruiesc. Păi și eu m-am miruit când am fost la Frăsinei și oricine se miruiește, ce rău în aia ca să-l acuzi. Și mulți îl acuză cu olchimul. Dragii mei, și mă uit la dumneavoastră, dragii mei,
Am fost, cred că, de 12 ori și eu și domnul Câlea și toți parlamentarii vulceni. Eu în calitate și de primar, la sfârșit, și la începuturi ca parlamentar. Și Varujan, și Chițoiu, erau miniștri, și Gerea, erau miniștri economiei. Și se găsea soluții, că venea evident sindicatele și domnul Râibu pe vremea aia. Și găseam acea soluție. Era 20 de milioane, de euro care trebuiau să fie. Și pentru că era socotit de către domnul Ponta, ajutor de stat, Ponta a refuzat cu obstinație să dea drumul la hârtiile pe care Varujan și ceilalți ministri ai economiei le-au elaborat. Ca să știe cine a fost frâna, fără să se supere pe mine. Eu l-apreciez pe domnul Ponta. Mie îmi place cum vorbește. Dar în problema Olchimului am o mare suferință. Păi am făcut 12 drumuri data de pomană la București. Data viitoare discutăm despre asta, domnul Crucu. Mai aveam și eu alte teme de propus, dar telespectatorii noștri ne-au trimis întrebări și au prioritate. Vă aștept, vă mai aștept la Obiectiv România aici să dezbatem și poate, iată, discutăm și despre problema asta a înțelegerilor, așa cum... Unor evenimente, asta facem noi aici. Încercăm să explicăm telespectatorilor anumite lucruri, cum simțim noi, sau ce, eu cel puțin, pentru că tu, într-un fel, mă ajuți să transmit telespectatorilor ceva. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor, domnilor, rămâneți, luăm o scurtă pauză publicitară și continuăm emisiunea. Vine alături de mine primarul Râmnicului, Mircea Gutău. Vom discuta despre administrație, căldură, vine iarna, ce facem cu gigacaloria și poate că și un pic de politică, pentru că au apărut așa niște zvonuri în spațiul politic vâlcean, poate le lămurim în această seară. Rămâneți după o scurtă pauză publicitară, revenim.